Întâi. Cum am ajuns la? Deci am dus asta mână. Acum, că la egală distanță de D și de C și de A și de E. E clar, da? Și fiindcă vreau și la egală distanță de C și de B, ca să fie centrul cercului, când transcriu așa, când duc cercul prin vârfuri, CO trebuie să fie egal cu CP. Atunci atunci mediatoarea lui CP. Mediatoarea lui CP, ia mediatoarea, conține toate punctele la egală distanță. Deci toate punctele mediatoare sunt la egală distanță din capetele segmentului. Nu mai trebuie mediatoare. Numai așa O, C e egal cu OP. Hai să vedem o dată și uiteam un segment. Când duc mediatoarea segmentului, orice punct aș lua minuna, mai sus, mai jos, oriunde, totdeauna am. Pe A e cât pe B. Schimb poziția, tot așa. Deci, toate punctele din mediatoare se bucură de această proprietate, că sunt la egală distanță de capetele segmentului. Maria, da? Și dacă așa stau lucrurile, cum pe O îl vreau la egală distanță și de C și de B, ca să fie rasă, a trebuit să duc mediatoare așa. Și de aceea, practic, l-am localizat pe O, ducând mediatoarea lui CP. O pot duce și al lui DA. Tot pe acolo. Și tot acolo. Vine la prietenia faptului că asta este axa de simetrie. Haideți să vedem ce e cel problema, nu? Frigerul e rază. Rază în cer. Ce cum scris? Ce cum scris? Adică O, D. În final, în final, fiindcă am dus mediatoarea lui DC cu mediatoarea lui CP, parcă ar fi vorba de cercul circumscris lui DCB. Tot atât de bine, dacă mă gândesc la lua CB, că e dusă mediatoarea lui AB aici, mediatoarea lui CB, deci, practic, sunt într-o situație de a vedea raza cercului circumscris unui triunghi. Dacă vreți, mă pot opri fi la triunghiul ACB, care îmi convine într-un fel. Da. Care pe asta AC de câte grade? De 10. Și unghiul ăsta. Și unghiul ăsta de 45. Păi... Nici nu am pe aici. Ce mai avem? Hai, 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 raza chiar care ne-o cere el, este raza cercului circumscris unuia din triunghiile A, C, B, D, C, B, A, D, B, dacă vreți, ori unui triunghi din acestea, unuia dintre triunghiile acestea. Și eu m-aș opri, m-am oprit foarte atent la A, C, B. C, B, că știu B, A, C, știu și unghiul opus. Putem să aflăm și măsura unghiului de unghiul C, nu? Dar ce știu eu? Că raportul dintre... Raportul are asemănare? Nu, raportul dintre o latură și sinusul unghiului opus e egal cu 2 R. N-am mai demonstrat mai înainte? Tot mai făcut teorema sinusului. Ce chestie? Deci pot să spun că A... Am zis așa... Deci R mare... Ierman. Ierman. Ierman, nu? A zis așa, A supra-sin de A. Într-o triunghi, egal cu B supra-sin de B. Egal cu C supra-sin de C. Egal cu 2. Egal cu 2. Da? Teorema sinusului. Teorema sinusului, băgați-vă la cap. Teorema sinusului. Da? Și încă în momentul de față, cei ce a cerut problema raza cercului circumscris trapezului, egal cu raza, nu? Raza, chiar scris cuvinte, raza cercului circumscris trapezului,
pezului. Isoscele. Este egal cu raza cercului circumscris triunghiului ACB. ACB. Și atunci, în triunghiul, în triunghiul ACB, conform teoremei sinusului, rezultă, domnule, AC supra, da? AC, latura AC, supra sin de 45 de grade, egal cu CB supra sinusul unghiul AC, CAB, da. Dar eu nu mă peste. Egal cu 2F. 2F. De unde e? De unde spatem? Da, haideți să locuim acolo, acei 10. 10 supra. Sinusul de 45. Radicale 2 pe 2, egal cu 2 F. Echivalent. Simplificăm pentru 2. Face 5, ajunge 2, o să spus, vine 10 pe radicale. Iar îi dau 10 pe radicale 2. Adică 10 radicale 2 pe 2. Adică 10 radicale 2 pe 2. Și face 5. Da, un pic de o rămas la semnul mai clarificați. Da, deci mai insistăm pe teorema. Nu întâmplător, parcă nu știu ce m-a venit mie să vă dau teorema sinusului când am predat, când am amintit Daniela. Era egal cu APC supra 4S. De unde vine? Și am plecat de la mare timp, că tot s-a dublat în sensul dintre ele. Și m-am dus pe teorema sinusului și iată este de mare folos. Exact. Teorema sinusului și teorema cosinusului sau tabela generalizată. Deci, avem două teoreme care merită să le mai scriu o dată. Deci, orice triunghi. Scrieți mare așa, poate culoare, da. Frumos și vă vedea toată. Deci, teorema... Da, o aparține triunghiului ACB. O? Aparține triunghiului ACB. Triunghiul A. C, B. Dar nu trebuie să fie în interiorul triunghiului. E rază. O este... O, C e rază. O, C, O, B, B și O, A sunt rază. Și O, D. A, nu deci nu trebuie să fie în interior. Raza cercului circumscris, triunghiului, nu trebuie să fie centrul cercului circumscris. Deci ne-ar putea să-l localizăm pe O? Nu, nu. Pe mine, ce mă... Mi-ar fi foarte greu să vă spun că se găsește la intersecția mediatoarei lui AC cu CB. Era greu. Și atunci am început fiind trapezi isosceală. Mirocatom fiind trapezi isosceală. De unde ne-am dat seama că trapezi isosceală? Fiind că diagonale sunt legate. Și un de aici la noastră. Gata, am zis trapezi isosceală. Și pe urmă am spus, oare unde să fie? Tot ca să ne ducem ușor pe problemă, a zis, sigur este pe mediatoarea lui DC și a lui AB. Neapărat. Adică pe axa de simetrie. Fiindcă DC, eu caut un punct la egal distanță și de A și de B. Și de D și de C. Dar la fel de bine și de B și de C? Dar la fel de bine de B și de C și prin partea cealaltă. Însă pe baza simetriei m-am concentrat numai aici. Și atunci am trebuit să mediatoarea și nu localizarea lui ca punct, ci forma în care am reușit să mă duc la mediatoarea lui AB și a lui CB. Ca să vă anunț că e vorba de centrul cercului circumscrisului ACB sau DBC sau oricare alt triunghi dintre cele câte triunghiuri pot face, lăsând câte un punct de o parte, fiind patru puncte, patru triunghiuri. Da? Deci, patru triunghiuri. Și atunci eu m-am oprit din cele patru triunghiuri la triunghiul ACB. Mă puteam opri tot atât de bine și la ADB. Și ADB făcea același serviciu, care e pe DB de 10, unghiul este de 45, era același serviciu, simetrie.
Deci nu trebuie să spui problema dacă pic în interior sau în exterior, ci centru, centru, centru scris. Și te rămâne simplu scris. Simplu. Este, ia ziceți cum voi. A, supra. Deci, ramic supra sine unul opus B. Supra sine B. Și la cu ce sine B. Da. Egal cu C supra sine C. Și egal cu 2 E. Și egal cu 2 E. Am scris o de două E. Asta a cosinusului. Ai teorema și o pitagora generalizată, nu? Așa. Cosinusului. A, a doua, parcă... Sau să mai zici teorema. De pitagora generalizată. Da. Bun, da. Generalizată. Metralii. Linus 2. Linus 2. Da. Cu litere mici, nu dăm? Da, cu litere mici. Colatul la pătrat, amic pătrat. Plus pe a doua. Egal cu suma pătratelor celorlalte două. De pătrat plus ce pătrat. Minus. Minus de două ori produsul lor. 2 mici. Ori cosinus unghiului A. Cosinus unghiului A. Dintre B și C. Da, dintre B. Unghiul A. Asta e teorema. De ce se cheamă teorema cosinusului? Că de aici poți să spui pe cosinus. Acolo pe sinus, de sus. Da, aici se cheamă cosinusul, da? Deci aici aș spune că 2 BC ori fost de unghiul A egal cu cine? B pătrat plus C pătrat minus A pătrat. B pătrat plus C pătrat minus A pătrat. De unde scot că fost de unghiul A? De-aia poate, așa, egal cu B pătrat plus C pătrat minus A pătrat, totul supra 2 BC. Da. De-aia să zice termală. O sinusul sau termală Pitagora generalizată. Da. În momentul de față, v-am pus la punctul teorema sinusului, teorema cosinusului, v-am amintit de acestea. El mare, el mic. Exact. Da. Dar de Da, tot zic că mi-e luna. Că nu e adevărat.
cosinus de A. De ce? Ori cosinus de unghiul A. Da, deci acestea sunt lucrurile mari care le-am făcut, cu foarte multe alte lucruri. Să urmărească lecția dacă vor să vadă ce lucruri interesante. Da, n-am văzut să bea de lecția asta. Să le spunem prietenilor noștri că la momentul în care vor începe acușul, s-a început deja, s-au început lecțiile rotunde cu toți, fără noțiunea sistemului de bază din acel, nu am nicio șansă. Hai, adică. La revedere, vă mulțumim că ați sunat microfonul și ați vrut să-l făcut în putem la renunita de azi și te sunetați, vă abonați, vă la revedere.